dragi pacienți, sunt dr. Ana Maria Apostol, medic specialist ORL. Aș vrea să vă povestesc puțin despre acest coronavirus pentru care ne panicăm de câteva zile bune. Acest coronavirus este un virus respirator care ne atacă la fel cum ne-au atacat și ceilalți virus respiratori din anii trecuți. De-a lungul anilor ne-am întâlnit cu o multitudine de virus respiratori, cum ar fi rinovirusurile, care dau simptome, mai ales la nivelul nasului. Facem febră, ne curge nasul, nasul înfundat. Mai în ultimii ani ne-am mai întâlnit și cu virusul gripal, parainfluențe A și B, pentru care de asemenea ne-am panicat ani de-a rândul. Acesta dă febră mai mare, care poate să țină mai multe zile, o stare generală proastă, dureri musculare, dureri de cap și de asemenea nas înfundat și rinoree, ne curge nasul. În ultimul an, adică anul trecut, a apărut un nou virus pe piață. Acesta se numește coronavirus. Este tot un virus respirator ca și ceilalți enumerați mai sus. Acesta, de asemenea, se transmite, are aceeași metode de transmitere ca și ceilalți virus. Prin picăturile fluge, care se elimină de la om la om prin strănut și tuse. Exact cum se manifestă, cum se transmit și ceilalți virus respiratori enumerați. Acest virus este la fel de periculos ca și ceilalți virus, rinovirusurile și virusul parainfluențe, numai că acesta nu este cunoscut atât de bine și nu există un tratament antiviral pentru el. Față de celelalte virusuri, coronavirusul se duce foarte ușor la nivelul plămânilor și poate ca simptom principal, pe lângă febră, să dea tuse și respirații greoaie, o dificultate a respirației, o insuficiență respiratorie. De aceea avem o panică mai mare în ceea ce privește acest virus. Toți virusii enumerați ne atacă pe fiecare pe rând și depinde de imunitatea noastră cum le facem față. Dacă suntem tineri și corpul nostru este echilibrat în interiorul nostru, suntem odihniți și avem o dietă echilibrată, putem să facem față luptei cu acești virusi și de asemenea cu coronavirus. Dacă ne vom infecta cu acest virus, asta nu înseamnă că acesta va fi letal pentru noi. Ne vom putea descurca cu el, corpul nostru va putea să-l elimine ușor dacă vom sta acasă și vom urma un tratament de susținere, ne vom alimenta corect și vom bea multe lichide. Cei afectați letal și cei afectați mai periculos sunt oamenii în vârstă care nu mai au forță să mai lupte și oamenii care au alte comorbidități, cum ar fi diabet zaharat, boli cardiace, boli pulmonare. Aceștia vor fi afectați în plus. De aceea nu ar trebui să ne panicăm așa de mult când vom auzi că în România a apărut primul caz de coronavirus. Acesta se transmite ca și ceilalți virus respiratori prin salivă și prin secreții, prin strănut și prin tuse. De aceea este foarte important să ne protejăm, să purtăm mască când avem un om infectat sau un om răcit în preajma noastră, să poarte și dumnealui mască și noi să purtăm mască, să-l sfătuim pe acesta să nu tușească, să nu strănute în fața noastră și prin picături.